Salut tuturor, mi-aș vrea să la un episod de Mafia 2, hai să ne băgăm aici, să jucăm o leacă de Mafia. Da, fraților, hai să vedem. Am mai încercat de multe ori să fac chestia asta, dar am murit. Și am închis filmarea că nu merită să dau refresh de mie de la sa replay. Deci asta sper că e data în care o să reușesc să câștig. Oricum, dacă nu o să câștig, nu o să o vedeți pe YouTube, deci e clar. Deci dacă o vedeți pe YouTube, înseamnă că n-am dat greș. Perfect. Dei, repede, dei. Hai să-l ajutăm pe Mati, mai uitat de el. Se duc mafioză așa și-l omoară pe Mati, al nostru. Repede. Unde e Mati? No! Can't help him now. Clementi's getting away. Let's go. I'm gonna kill that fucker. Mamă, l-o mor pe Mati. Yeah. You think it's over? Wrong, assholes. I'm going in. All right, let's do it. Oh, lăsa cum omorăște pe mine. I know how to drive, all right? Just be ready with the gun. Don't worry about that. Just follow Clementi. He's in the black limo. Joe, I got eyes too, you know. There goes one. Nice job. Clemente's next. Clemente is next. Oh, it is. Shut the fuck. Nice. Be careful, Vito. Eu sunt. Tu trebuie să fii. Că la uite ce viteză prinde curabla aia lui. Gata, mă, rip. Deci tipul ăsta chiar ține la Marty, chiar dacă îl făcea kid și chestii, chiar ține la Marty. Rip Martin, pare chiar foarte rău pentru el, dar când se fă, n-ai că se fă. Viața ne rezervă de toate. Go home. Hai să mergem acasă. Pentru că noi suntem șmecheri și mergem acasă, glumeam. Eu nu sunt șmecher, voi poate să fie șmecheri. Bă, chiar avem mașina aia noastră neagră, deci chiar foarte șmecher. Unde e mașina noastră neagră, lol? Repair. Nu mai avem, take car. Ca să ieși noi cu ce să mergem acasă. No. Nu îmi pune melodii, te rog. A, dar nu-i drumul lung până acasă, deci e foarte bine. Mamă, drapează la pe la mine prin fața blocului, ești nebun. Hai să vedem ce putem face acum. Bă, următoarea serie care o vom pune pe YouTube va fi GTA Vice City, deci sper să vă placă. Următoarea serie după Mafia va fi GTA Vice City sau GTA San Andreas sau GTA 4. Mai precis GTA 4 aș vrea, pentru că GTA 4 știu că nu e așa de lung ca GTA Vice City, dar vom vedea. We will see, guys. We will see. Fuck me! Ce idiot, o să uitați ce mi-am făcut cu noua mea mașinuță. Săraca! Aoleu. Merem acasă la noi, merem... What the fuck?
lol, ce am făcut. Totul de față cu poliția, dar poliția nu ne bagă în seamă. No, nu ne bagă în seamă ei. Bă, chiar îmi pare rău pentru tipul ăla cu murit pentru Marty. Sau Mati, sau cum dracu-l chema, nu știu exact. Mati, cred că-l chema. Deci chiar îmi pare foarte rău, adică... Na, era un tip de treabă, dar că să fă, n-ai că să fă. Viața se rezolvă multe rele. Trebuie să mergem în cameră, să ne culcăm presupun. Uai, că am nimerit aici, prost. Ia. Sună telefonul la ora asta, for fuck's sake. Chiar sună telefonul la ora asta? Hello? Yeah, is this Vito? Who's asking? Name's Leon. I'm the bartender at the Lone Star. I'm ringing you because Joe Barbaro gave me your number. Says he's a friend of yours. Yeah. What about him? Well, old Joe been guzzling my top shelf hooch all night long, dribbling on about some cat named Marty, and now he done just gone plain salty on me. What the hell are you talking about? Your friend is out of control, man. He all waving his gun around and shit, and we can't talk no sense to him. Great. Now look, I ain't looking for no trouble with you fellas. Could you please come pick his drunk ass up before he shoots somebody or somebody calls the police? Vito, you got to come on down here and pick his ass up. You coming or not? All right, I'll be right there. And hey, don't give him any more booze till I get there. I'ma try, but your friend, he ain't gonna be down with that. You dig? Hey, if you don't cut him off right now, I'm gonna cut you off when I get there. Got it? Aye, me and I. Just hurry. Now, how many people are in the bar right now? Just me now. Joint was jumping about an hour ago, but now everybody done gone and split. All right, listen. Lock the place up till I get there. I'll be there in a minute. Okay, gotcha. Ah, dar e ușor până acolo să ajungi. O să ne luăm haina asta mai ca lumea. Nu te mai tot atâta freca, hai să mergem să salvăm pe Joe al nostru. Am o mașină cu ce să merg? Cred că o am pe aia neagră, așa e? The garage is empty. Atunci fiți atenți să mergem cu mașina asta stricată. Că nu-i departe, ajungem imediat. În jocul ăsta nimeni nu zice nimic despre mașină, că e bușită sau ceva, nu? Asta vedem. Vito, you here? Where is he? Over in the corner there. Now look, I tried to cut him off, but the motherfucker was gonna air my ass out if I did. Okay, lock that door. Just give me a minute. Got a couple, huh? How you feeling? Vito, about time you showed up. Everybody went home. Gee, Joe, I wonder why. Oh. Yeah, right. You drive here? Nah, I took a cab. I wouldn't park my car in this thing. All right, finish your drink and let's go. You fellas about to leave? Body. I'll let you out. Here's to you, kid. You went out like a man. Shit, now where'd I put my keys? I'm so sorry. This never should have happened. Never should have happened. Oh, Jesus! Ah, shit. You gotta be kidding me. What the fuck is wrong with you? You were just what? Shut your fucking mouth and get your drunk ass outside. Alright, alright, I'm going. Oh my god, trebuie să luăm pe ăsta, really?
Mai lasă și dără de sânge. GG. De fapt, eu las dără de sânge. Take Joe home. Hai să merem să-l ducem pe Joe acasă. The police wants to arrest you. What? De ce? Ba nu vrei să mă arestezi. De fapt, asta e așa. Dacă le dau, dacă le plătesc, să nu mă aresteze. Stai. Stați. Mi se pare că pot să le plătesc, să nu mă aresteze. Vedeți? Bribe 700. This will help you forget all about it. All right. But get out of here before I change my mind. De ce n-ai bar vrea să mă aresteze așa random? Rip bani. Dar de ce? Ah, cred că știu de ce. Le-am bușit mașina, așa-i? Erau mulți și poate m-am bușit cu unii dintre ei. Dar nu-i bai. Totul s-a reparat. Le-am plătit banii. Ha, stai acum. Ce să faci? N-ai ce să faci. Se mai întâmplă și accidente minore. Am zis minore. Da, hai să vedem. Nu se poate să merg mai repede? Hai că nu mai avem mult până acasă la el, deci hai să vedem. Au! Scuze, frate, scuze! Doar un polițist? Hai, 50 de dolari, da, hai! Hai că mă disperi! Hai că mă disperi! No, mersi, am plătit, gata boss, hai lasă-mă să plec! Eu încerc să duc un om beat acasă, nu mă joc eu cu d-astea, știi ce zic? Deja nu mai am bani, frate. O să le plătesc la polițai, o să investesc eu în polițai ăștia până nu o să mai am bani. Apreciez că am ajuns acasă la asta. Right, we're here. Try not to shoot anybody on the way to the front door, huh? Hey. I'm sorry. Look, just call me tomorrow, okay? Damn the body be discreet. Damn the body be discreet, ok. Trebuie să fim discreți ca să nu ne vadă nimeni. No,
nu e chiar așa de mult de mers. Și după aia o să mergem acasă, presupun. Și când mergem acasă o să vină chapterul următor. Și când ajungem acasă o să închei și o filmarea, pentru că normal facem filmări de alea, nu prea lungi, de asta deja e cam lungă, dar nu-i baie. Ia uite-l, mă. Stai, wait, what? Drive the car into the press. Oh my god. You can earn. Putem să câștigăm bani. Unde aceea trebuie să merem. Da, uite aceea. Gata. $400. Ia stai, că-s curios ce e aici. Nu mai e nimic, gata. I should go home. Păi logic că trebuie să mergi acasă, trec, că eu am omorât un om. De fapt, nu e la omor, dar mă rog. Bă, fraților, o să merg eu off-camera acasă, deoarece... Da, știți și voi că... Na, deja până ajungem noi acasă, o să ne ia drecu două dimineața. Bine, nu o să ne ia, dar o să ne ia vreo 20 minute de filmare până găsesc o mașină și chestii. Sper că v-a plăcut acest episod, nu e să absolut de subscribe, să lăsați propuneri în comentarii și ne vedem data viitoare. Bye, bye!